povestește-mi o farsă din vestiarul lui Southampton. Anglia e o țară în care se fac farse în vestiar și unele se chiar fac ieșite din... Da, ai auzit bine, chiar am okay. o grămadă. Dacă poți să ne povestești una, dacă e atât de deranjantă, poți să nu dai nume, dacă... Adică... Nu. Era chestia asta cu Secret Santa. Okay. Da, Secret Santa era Secret Santa, adică așa, extrageai un bilețel cu un coleg căruia trebuia să-i faci... O farsă. Era gen un cadou de Crăciun, dar trebuia să fie neapărat ceva... Amuzant și să-l ataci cumva. Să-ți dau un exemplu, lui Wanyama, era mijlocașul nostru atunci, i-au spart casa la un moment dat când eram noi la un meci. Și un alt coleg i-a făcut cadou o cagulă și un televizor de la cu tub și gen o aluzie cumva că i-au spart casa, ceva de genul ăsta. Adică erau faze de genul ăsta destul de multe. Una tare, neapărat farsă, tot în perioada Crăciunului, era un Christmas holiday, ziceau ei. De fapt era într-o zi când era liber, mergeam undeva. Fie la Londra, fie într-un an urmat să mergem la Paris, nu ne-am mai dus. Ca băieții, da. Și strângeam bani pentru... excursia asta și banii strângeam din amenzi. Și au cumpărat la un moment dat, eu am undeva pe Instagram, dar va trebui să dai un scroll mulți ani în spate, cumpăraseră o roată de aia, ca la roata norocului, știi? Așa, dragi de ea și unde se oprește acu. Și pe aia puteai să scrii ce vrei pe triunghiurile respective. Și în momentul în care făceai o greșeală, ceva, îți uitai mănușile pe teren, nu-ți curățai ghet, nu știu, era o chestie, ceva ce se putea da o amendă, stabilisem niște amenzi care erau gen 50 de lire, 100 de lire și trebuia să dai de roată. Și pe roată aveai ori 3, amenda ori 3, amenda ori 2, să dai de mâncare la toată echipa. Cât însemna să dai de mâncare la toată echipa? Era mai mult decât amenda ori 3? Era mai mult? Da, era deci, pentru că eram 20 ceva de inși. Totul era să dai oricum. O prostie, ca să vezi tu în ce lume trăiam și trăiesc. Cumpăraseră o mașină, o ceva vechitură de vreo 700-800 de lire. Da. Și dacă trăgeai de șlimereai acolo, trebuia să vii cu ea on match day, știi? Să vii cu trabla aia la stadion, știi? Că niște tâmperii de astea. Și-a nimerit-o cineva? Nu, n-a nimerit-o nimeni. Culmea, n-a nimerit-o nimeni. În schimb, am prins eu, aia am și filmat, am prins două zile consecutive amenda ori 3, dar o chestie tâmpită, ori uitasem o mânușă, o ceva, îmi căzuse din... Da, mă rog, ne vânam unul pe altul ca să adunăm bani în bugetul respectiv. Dar zi-mi ce cadou ai primit de Secret Santa. Am primit un bilet, mă rog, așa, virtual, de avion, pe care scria No return ticket to Bucharest. Adică să nu mă mai întorc. Care te de genul ăsta. Era simpatic.